bună ziua, bum, bine v-am găsit la un nou video în care am de făcut câteva anunțuri și o să vă prezint și un model. Modelul care vi-l prezint nu mai este filmat ca prin care pirogravez, pur și simplu este doar produsul final care acum o să-mi fie înmânat. Da, măi, fraților, este vorba despre o poză care am editat-o și pe care am folosit pe aici, pe acolo, mici culori. Are până și chestie de prindere. Este un model care se va duce mâine, va pleca la cel care l-a comandat. Am folosit prima oară lemn de bambus, nu știu, mă gândeam la, da. Măi, fraților, cred că după un an și ceva, aproape 2 ani de pirogravat, e timpul să închei. O să mă retrag pentru o perioadă de, nu știu, probabil o lună, probabil 2 luni, ceva de genul ăsta, dar vă promit că în tot timpul acesta o să aflați de mine și o să mă vedeți dacă doriți și vreți pe contul de TikTok, Bosul Bărbosul. Da, Bosul Bărbosul. Am început să postez acolo cam o dată la 2 zile câte un TikTok, 2-3, depinde de stare, depinde de... Dați-mi urmărire acolo. Urmăriți-mă acolo. E mai ușor să faci 16 secunde un video decât să stai să-l editezi și să-l filmezi între 8 și 12 ore, ceva de genul acesta. Nu, ideea este că sunt prins cu foarte multe chestii și efectiv chiar nu mai am timp de canal. Nu mi se pare corect să postez foarte rar sau... Și mi se pare corect că ar trebui să vă anunț, să vă spun ce se întâmplă, ce va urma pe viitor. Deci, ca și chestie, mă găsiți Bosul Bărbosul pe TikTok. O să vă las și link în descriere. Cred că pot să vă las link în descriere. Da, așa. O să vin cu tehnici noi de pirogravat. O să vin cu... chestii mult mai interesante și, de ce nu, probabil cu ceva idei și chestii frumoase care s-au petrecut sau se petrec. O să fac ocazional și câte un video și îl mai postez sau poate un video cu ceva videouri micuțe de pe TikTok și bile prezint pe canal. Deci canalul nu va muri, dar pur și simplu terminăm sezonul 1, începem cu sezonul 2. Până atunci, ce să vă zic, fraților, să fiți iubiți, feriți-vă de gripă și să ne auzim sănătoși. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și că probabil o să mai fiți și din toamnă.